Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, în bucătăria Ioanei, nu? Ioana, să mâncăm sănătos. Bineînțeles, am vrut să iau o pauză pentru că am avut mai multă treabă, dar nu pot, mă, fraților, nu pot să treacă așa zilele și să nu fiți cu mine și să nu fiu cu voi și să nu împărtășesc tot ce am eu pe aici, în bucătăria mea, prin mintea mea, prin tot ce știu și vreau să împărtășesc cu voi, nu, multe idei și multe din mâncarea mediteraneană, nu, mâncarea spaniolă, mai bine zis. Azi m-am gândit să fac paella. Paella, mai ales cei care au fost prin Spania în vacanță, știe foarte bine ce înseamnă paella, adică e o mâncare specific spaniolilor, mai bine zis din Valencia vine. Și, bineînțeles, nu pot să nu fac, să nu vedeți cum să faci o paella bună, sănătoasă. Da, cu animale, uitați aici câte animale frumoase și să vedeți ce bune sunt. La apariția normală nu prea-ți vine să le mănânci, dar sunt foarte sănătoase și o să vorbesc azi despre fructele de mare. Și o să vedeți că de mâine o să mâncați și voi. Acum, cum bine știți, eu v-am zis, gătesc fără gramaj, dar o să am luat de undeva și gramajul ca să vă spun aproximativ așa pentru cei care nu gătesc deloc, nu? Sau care chiar nu gătesc niciodată paella și au nevoie de gramaje, nu? Și de cantități. Ce se pune? Orez? Eu îl cântăresc așa. De exemplu, această cană de orez pun dublu de apă. Dublu sau triplu. Acum, dublu se pune, dar mai îi când pun și jumate de cană mai mult, pentru că fetele mele le place să fie așa un pic mai cu sos ar veni, deși foarte puțin o să se simtă jumatea de cană. Dar voi așa să calculați. Două de o cană de orez la două de apă, nu? Sau 600 de grame de orez, dacă faceți pentru 6 persoane, o ceapă, un usturoi, 2 litri de apă sau pur și simplu zeama aia de pe supă, nu? Dacă aveți cumva aici, de obicei se face de pe zeamă de supă, unde s-au fiert verdețuri, unde s-a fiert carne și așa mai departe, dar chiar și apa nu e o problemă, e foarte bună. Se pune colorant, 6 linguri de ulei, de măsline aici, bineînțeles, sare, piper și tot ce înseamnă cum puneți de obicei, nu, în aproape toată mâncarea, fructe de mare, puiul, bineînțeles, acum depinde, vă mai spun ceva, sunt care le place doar cu pui, nu, care nu vrea să mănânce fructe de mare, puneți pui, nicio problemă nu îi, pentru că oricum o să vă iasă foarte, foarte bună, pentru că paella în general n-are cum să iasă rea. Și cine, v-am spus, cine au mâncat știe despre ce e vorba. Sunt aici diferă. De exemplu, eu o fac cu verdețuri. Nu? Am aici acum toate verdețurile posibile, chiar și broccoli, chiar și morcov și așa mai departe. Eu o să le fac cu verdețuri pentru că eu o să mănânc mai mult verdețuri decât orez. Așa, și pentru aia mai mult fac. Am prazul din casa mea nu lipsește, bineînțeles, nu o să-l pun tot, stați liniștiți, o bucățică. Am ceapă, acum am ales ceapa naturală, adică nu naturală, proaspătă, nu, din anul ăsta, pentru că am avut aici un frigider și zic, hai să o consum. Dar între ce vorbesc, aș vrea să
să și pun la foc, că o să dureze un pic. Și atunci, pentru aia, deci, usturoiul v-am spus, ceapa v-am spus, prazul v-am spus, alea 6 linguri de ulei, eu nu o să pun 6, o să pun mai puțin, nu? Bineînțeles, suc de roșii, natural mi-a rămas aici, am zis că îl folosesc, nu? Suc de roșii, că îmi place să bag în el, să fie așa, să aibă o savoare mai specifică. Și, bineînțeles, mi-am luat, fraților, și chibriche, că cu brichetele astea lui fiică-mea nu prea merge și atunci nu mă zăpăcește și e mai bine să fac cu chibrit, nu? Chibritul ăla de întotdeauna al nostru. Am pus uleiul să se încălzească. Între ce vorbim, nu? Hai să tăiem și prazul. O bucățică, bineînțeles, nu mult, pentru că eu aici nu o să fac pentru 6 persoane, eu o să fac doar pentru mine și fetele mele, dar v-am spus, cam 100 de grame se calculează de orez la 6 persoane, da? E cel mai simplu, dacă nu aveți nici cântar, dacă nu aveți nici chef să cântăriți, dacă nu știu ce, v-am spus, cantitatea de orez, dublu de apă. Sau dublu și jumate, acum cum doriți. Dar rețeta așa ar fi dublu de apă. E cel mai simplu, nu? Orice, un bol, o cană, ce vreți voi, o oală micuță, eu știu. Imediat măsurați, nu? Și tot timpul apă rece, eu așa fac cu apă rece. Uite, pun și un pic de ceapă. Și o să încerc cu asta, că e tare mult îmi place. Frunzele, dar frunzele le-am mâncat eu de dimineață, așa că nu mai există. O să pun ceapa. Bineînțeles, cum v-am spus, măruntă, nu? Cât mai măruntă pentru cei care aveți copii și care nu le place să vadă pe acolo. Acum, știți ce se întâmplă cu ceapa asta? Așa alunecă de numă. Cum e și proaspătă, nu știu să nu fac ceva. Bine, nu că ar fi o noutate să mă tau sau așa mai departe, că de multe ori veneam acasă și ba, eram arsă, ba, tăiată și zicea Luana, dar mami, zicea fata mea, dar cum te-ai tăiat în halul ăsta, mami, dar cum? Apoi bine, fata mea, că doar nu lucru cu pixul, că dacă aș lucra cu pixul, nu aș avea cum să mă tau, eventual să mă împung, nu? Dar așa e viața, nu? Cu ce lucrăm, cu aia ne accidentăm, adică cuțit și așa mai departe. Cine nu lucră iacă, nu se taie, nu? Și nu se arde. Și punem și un pic de usturoi. Știți că prazul e între usturoi și ceapă, nu? Mai ales în Oltenia, se știe. La noi să știți că până n-am venit aici, cel puțin copilăria mea, eu nu știu să fi văzut mult praz. În casa noastră, eu nu știu de ce, poate că, dar așa am înțeles că în Oltenia, nu, îi prazul și ei folosesc mai mult, dar să știți că e foarte bun. Eu nu, de când am venit aici și gătesc cu și praz, nu există aproape, nu există mâncare să nu am și praz. Pentru că îi dă un gust aparte, bineînțeles și țelină, dar aici nu e cazul, nu se pune țelină. Nu lăsăm tare să se ardă, nu? Începem să punem, cărnița asta e de pui, am tăiat-o eu așa un pic. Am cei care nu le plac oasele, cunosc eu persoane dragi mie care nu le plac oasele, am ăsta e ghinion, pentru că paella se face cu, să aibă și os, pentru că osul dă, știți foarte bine, nu știu ce-i cu aragazul ăsta, că nu prea știu bine tigaia mea, am uitat să vă spun, asta e o paellera. Să știți că paella se face în paellera, în ceva, în această tigaie, de fapt, e paellera, nu e tigaie, specific paellei, nu, unde se face paella, dar să știți că eu mai fac și în oalele alea mele de lut, știți voi, care le-am prezentat și în celelalte
videouri. Acum, dacă nu filmam, în aia făceam, dar având în vedere că vreau să vă arat mâncarea spaniolului, adică specific din Spania, musai să facem așa cum e scris, nu? Așa cum e, cum face ei amunul, trece eu peste regulile lor, că, na, asta e. Așa că aici prăjim un pic cărnița, să știți că din pui din ăla de avicola, cum se zice la noi, adică imediat se prăjește, nu-i stres, doamne, nu mă lăsați, chiar nu-i stres. Acum lăsăm un piculeț să se prăjească această cărniță, nu? Cum v-am spus, 600 de grame de orez, vă mai spun ceva, fiecare pune ce are sau ce-i place, alții nu pune verdețuri. De exemplu, joia, în general, eu fac doar cu verdețuri, adică fără carne, fără nimic, la muncă. Cum v-am spus, am în cabudor, am aici ceva pentru, expres pentru paella, dacă bag ăsta, nu mai bag niciun fel de condiment în afară de sare. Uitați că paella nu are toate ingredientele necesare pentru paella și aici, bineînțeles, cantitatea și tot ce înseamnă prepararea și ingredientele paellei. Eu v-am spus, nu știu dacă se folosesc sau nu, pentru că îi iute un pic. Bineînțeles, paella, cum v-am spus, se pune și sare, și piper, nu? Și toate condimentele din acest plic are un pic așa de iute. Și apoi, la fetele mele nu prea le place, dar vă spun ceva, o să pun, pentru că e foarte bun, e specific pentru paella, nu îi, n-are multe, da, într-adevăr, nu e un produs procesat, și mie nu prea îmi place produsele procesate, dar uneori chiar ne folosesc. Am uitat, cărnița a început să aibă culoare, nu? Ce fac? Pun roșiile astea care le-am răzit. Știi de ce le-am răzit? Noi dimineața mâncăm pâine prăjită cu roșii, dar roșii din astea care se răzuiesc și cu ulei de măsline. Să știți, mâncați, că roșiile sunt foarte bune pentru inimă. Știți foarte bine, nu? Că are un rol important în alimentația noastră și aici, de obicei, se mănâncă pâine prăjită, tostada, așa se numește, cu ulei de măsline, cu șuncă, cu brânzică sau cașcaval, că aici cașcavalul e în floare, cu orice, cu somon afumat, dar în general se mănâncă cu roșii, nu lipsesc roșiile răzuite și uleiul de măsline. Fraților, cum bine vedeți pe aici, animale la greu, adică animale, așa-mi place mie să zic, fructe de mare, să nu credeți că sunt, pentru că au așa, că nu arată ele ca și puiul și cu aripioare, nu înseamnă că nu sunt bune, dar lăsăm de bunătate, că sunt foarte bune, deci câte picioruță are aici și ce frumos e, dar să știți că e foarte sănătos. Aici avem puiul crevețului, nu? Ăsta e un puiuțul crevete, nu? Și la noi știți că cei crevetele. Nu o să bag multe fructe de mare, că nici a mele nu prea să omoară după ele și nu neapărat, pentru că am destulă carne de pui și atunci chiar nu o să încurc eu aici paella cu multă fructe de mare, nu? Cu multe fructe de mare. Să știți că, cum bine v-am spus, dați copiilor, sunt foarte, foarte sănătoase și peștele și fructele de mare, de aia zic, dați copiilor fructe de mare, oameni buni și pește și voi în general abundă în omega-3, vitamine, ce să vă spun, minerale,
Deci chiar vă rog să folosiți peștele în general, nu are un rol important în alimentația noastră, dar dacă nu are, ar trebui să aibă pentru fiecare și să vă mentalizați că fără omega 3, oameni buni, fără zinc, fără calciu, vitamina D, nu putem trăi, de sunt vitamine, nu, și minerale care chiar avem nevoie de ele. Vitaminele din complexul grupei B, nu, care ajută la mintea noastră asta dezghețată, nu, vitamina A, D, E. Fructele de mare, să știți că sunt slabe în calorii și bogate în proteine și minerale. V-am spus, cum ar fi calciu, fier, iod, zinc, seleniu, fosfor, potasiu. Conține toți aminoacizii esențiali. Omega 3, v-am spus, e foarte ușor de digerat peștele și de mestecat, și mai ales la bătrâni, mai ales la oameni în vârstă, vă rog frumos, băgați în alimentația voastră fructe. Știu, în România sunt scumpe, chiar am fost în România și am făcut și eu paella și am luat de la supermercadurile noastre fructe de mare. Bineînțeles, am n-am să găsesc eu n-am să găsesc eu niciodată fructe de mare proaspete, nu? Că n-ai de unde ca alea, acum aici la noi. Dar bineînțeles, le-am descongelat. Înainte să continui, deci uitați, începe să se prăjească, nu? A dispărut din roșii. Ce fac acum? Nu mai pun eu sau să-l pun, o să pun și din ăsta, pentru că roșiile mele răzuite erau prea puține și atunci o să pun și sos de roșii cumpărat. Acum ce fac? Pun orezul și mie, să știți că îmi place să-l prăjesc un pic, pentru că așa vreau eu, așa îmi place mie, așa îl fac, să-l prăjesc un pic. Am impresia că se dezlipește mai ușor de momentul în care e gata de furculiță, nu? Și atunci, știți cum e? Vă spun ceva, toate se învață doar cu practică, pentru că multe am învățat din greșeli, de la muncă, vă spun sincer, și de aia vă spun că așa vreau eu, pentru că mi-am dat seama că e mult mai gustos dacă încerc să-l prăjesc un pic. Nu vă mai spun că lămâia se servește, nu se servește lângă paella, o să vă arat, dar de ce nu pun lămâie? Pentru că pun sos de roșii și atunci are destul acidulat, pardon, și atunci nu o să mai încarc și cu suc de lămâie, dar lămâia, cum v-am spus, se pune la în farfurie la când se servește. Nu stăm noi să prăjim mult, pentru că chiar nu se prăjește nu știu cât amul de mult, un picuț. O să ziceți, de ce asta nu se pun? Nu, asta se pun ultima dată. Unicul lucru ce se vreau să zic, astea trei animăluțe, unicul lucru ce pun acum sunt creveții. Uitați așa, curățați. Are pe aici și niște plastic și nu știu ce, dar bineînțeles, orezul în prealabil spălat, să nu credeți că dacă nu îl spăl în fața voastră, nu sunt spălate toate astea, sunt spălate toate, bineînțeles. Asta o să zice, vai, ce apă neagră, nu, fraților, îi culoarea de la creveți, uitați, culoarea asta, nu, care se ia, e un fel de mov, și apoi, bineînțeles, că mai se decolorează și ăștia, că așa se întâmplă, nu? Se decolorează, dar să știți că nu e murdar, e culoarea de la creveți, de la copiii creveților, nu? Pentru ăștia nu-s adulți, de aia și o să se facă foarte repede. Și de obicei se pune creveți, dar vă mai spun ceva, m-am repetat mai înainte, înveți anul, că așa îi muncești, acolo înveți și din greșeli și așa mai departe. Se prăjește mai, adică îți mai moi, îți mai
la mâncat, nu sunt așa tari, nu ar trebui să fie tari nici unul, dar nici creveții, dar o să mai întâmplă când mai vine și mai mai bătrâni, nu? Și atunci e cam greu cum este cadru, știți? Acum ce fac? Pun una, două de apă. Am să pun doar două de apă și scap de ăsta, așa. Aici ce se pune? În timp ce e rece, în timp ce e rece paella, adică apa, vreau să zic, de pe paella, poate trebuia să mai bag jumate, pentru că o să o las la foc mare. De obicei se lasă 5 minute la foc mare în momentul în care a început să fiarbă și 15 minute, mai pun un pic de apă, și 15 minute la foc mediu, ca să iasă tot amidonul ăla din orez, pentru că doar așa o să fie, deci asta e rețeta, nu? 5 minute, nu știu de ce nu-mi place mie cum stă ăsta aici, dar în fine. Ce facem acum? O să pun eu pliculețul ăsta așa, cum, poate că nu o să-l pun tot, ca să nu avem probleme la cu picantul, nu? Pentru fete. O să pun și sare. Bineînțeles, v-am spus, ăsta are tot, dar având în vedere, am o febră eu, că nu vă spun, că am avut antrenament ieri de brațe și m-o zăpăcit. Am o febră de nu mai pot. Să vedem cum fac eu cu asta. Așa. Și ce punem? Punem sare. Ăsta are și colorant. Am câtă sare punem? La 6 persoane, hai să zicem, o lingură, dar rasă de sare, nu mai mult. Pentru că să știți că și fructele de mare sunt între ele care sunt sărate, pentru că sunt, cum să zic, când le curăță, când le spală, când ăsta mai este, să știți că creveții se spală și cu amoniac. Așa să știți. Dar, bineînțeles, nu e nimic toxic, se clătesc, bine, asta vreau să zic la marinari. Ei fac tot acum, sau ăștia cu peștele. Ce-am pus aici? Colorant. Colorant alimentar. Oameni buni. Care să-i dea o culoare așa mai frumușică. O să pun acum și un pic de... încă un pic de suc de roșii. Și îl lăsăm. Vă mai spun ceva. Eu când aveam, când mergeam în țară, tot timpul îmi cumpăram pentru gulaș, pentru... pentru cremă din asta de ardei, nu? De la neamurile noastre și vecinii noștri maghiari, și puneam și cremă din aia, nu? De gulaș sau de ardei. Îmi plăcea culoarea care o dă la mâncare. Așa, să mai pun și că astea, fraților, să știți că eu le mănânc, nu prea să omoară fetele mele cu așa ceva, dar mie îmi place și le pun eu așa în paella. La congelator, să -mi iau și mazăre. Așa, să pun un pic de mazăre. V-am spus, nu folosesc decât fructe proaspete, dacă se poate, și congelate. Pentru că, în primul rând, știți foarte bine că ca să băgatul la borcan și în conservă și așa mai departe, nu sunt chiar sănătoase. Vă mai spun ceva, eu mai mănânc cam și conservă de ton, nu? În suc propriu sau
No, ne mai abatem noi, amă, că nu putem, că așa trăim în lumea asta unde nu ai cum să eviți, ar trebui să, nu știu, să adopți, nu știu ce să faci, ca chiar să nu, să te faci vegan, uite, de exemplu, atunci chiar n-ai mai mânca procesate și așa mai departe. Dar având în vedere că asta e lumea de azi și cam trebuie să ne adaptăm, nu, de multe ori și la ce nu ne place, mai mănânc amu și eu ton, nu? Că nu poți mânca numai pește, să știți că să nu credeți că aici ai peștele ieftin. Nu ieftin, și aici ai scump. Eu, de exemplu, pentru o felie de somon care, adică un filet din ăla, nu? De somon care ajunge la 300 de grame, ceva de genul, plătești 5-6 euro. Deci nu-i foarte ieftin aici la noi peștele, pentru că eu sunt într-o zonă, Castilla La Mancha, unde nu e mare. Și la noi suntem renumiți în miei, în oi și așa mai departe. Deci, să știți că și la noi e foarte, foarte scump peștele, dar trebuie să-l mâncăm, deci trebuie să-l băgăm în alimentație și să nu ne mai gândim de multe ori, vai, e scump. Fraților, e scump, dar pentru sănătatea voastră, eu cred că merită. Eu nu vreau să mă împung amu în fumători sau în cine bea sau amu, cum nu te gândești, că așa am fost și eu, stați liniștiți, amu, cum nu te gândești la un pachet de țigări care, de exemplu, aici ai aproape 5 euro, apoi nu ar trebui să te gândești nici la un filet de pește care e tot așa 5 euro, nu? Da, păi țigările chețâie o zi, nu? Peștele chețâie în momentul în care mănânci și atât. Da, eu nu zic că nu, dar trebuie să punem foarte multă bază pe sănătatea noastră, pe ceea ce mâncăm, pe ceea ce. Eu știu că e greu, că nu e roză situația în România și nu e nicăieri. Să nu credeți că aici toți câinii cu covrigi în coadă. Nu. Și aici muncești până bolonzăști și ca sclavul ești, nu? Pentru că, de exemplu, vă dau un exemplu, lucrez 10 ore pe zi, 6 zile, o zi am liberă. Deci nu e ușor. Mă duc dimineața la 7 și vin seara la 5, nu? Și ia că toată ziua e trecută și anii mei și statul cu copiii acasă nu prea și așa mai departe. Deci nu e ușor, nicăieri. Și nu vă mai spun, departe de ai tăi părinți, de ai tăi frați, ai pierzi conexiunea, nu? Cu oameni dragi ție, cu. Nu-i ușor, fraților. Gândiți-vă, deci cum să vă spun, n-am venit aici că mi-a fost bine. Și credeți-mă că nimic în lume nu se poate cumpăra și nu se poate recupera anii care i-am pierdut. Adică toți banii din lume și tot ce faci în străinătate nu compensează, cel puțin în privința mea, că sunt de 15 ani aici și pot să vă spun cu mâna pe suflet că mâine m-aș duce. Dar știți care e problema? Așa e românul, că se înfiripează aici, își cumpără casă, își cumpără mașini, își cumpără nu știu ce, că gândești că trăiești 100 de ani într-o țară și 100 în cealaltă. Nu. Prost suntem, trebuie să venim să ne facem bani și să plecăm. Nu să plătim impozite pe aici, nu să. Dar asta e viața. Am pierdut niște ani unde n-am fost lângă mama mea, unde n-am fost lângă frații mei, unde nu-mi cunosc nepoții, nu? Și nu mai poate să-mi dea toți banii din lume pierderea. Nu recuperează, vă spun eu, nu recuperează. Greu-i străinătatea, greu-i. Dar acum o să ziceți cine te-a trimis? În nevoia m-a trimis și pe toți dintre voi cred că ne împinge nevoia, nu? Și suntem nevoiți să luăm niște decizii în viață pe care eu una le regret, pentru că, mă repet, am pierdut niște lucruri în viața mea, zile onomastice. Gândiți-vă că de 15 ani n-am făcut un Crăciun acasă, n-am tăiat un porc cu mama, n-am un Paști, n-am fost să ciocnesc un ou la Paștele Morților, să mă duc la cimitirul lui tata, nu? Și
să-i pun o floare de Paștele Morților. Nu, fraților, nu, pentru că comerțul în Spania și știți foarte bine și în România sunt zile, sunt luni unde nici să mor nu poți să pleci, pentru că trebuie să fii aici pe baricade și n-ai ce să faci. Adică, indiferent cât ai strofoca să te lase de la muncă, nu te lasă, pentru că nu ai cum să mergi, ești indispensabil la un loc de muncă și asta e viața. Și apoi atunci vă spun eu că eu nu zic să nu plecați din țară, plecați, faceți-vă bani, dar nu-i consumați în țările unde plecați. Ascultați-mă ce spun eu, că pe mine m-a pus beche și guș să-mi iau casă, să-mi iau, și dacă n-aș fi avut casa asta acum, aș fi plecat de mult în țara mea și să stau lângă mama mea, care să mai profit de anii ei, nu, pe acest pământ, și să fiu lângă ea și să fiu sprijinul ei și să fiu acolo unde trebuia să-mi fie locul de 15 ani și nu mi-a fost, unde lipsurile, nu, lipsa mea au marcat pe toți și nu încerc, fac din răsputeri, nu tot posibilul să ajung în țară, dar viața e așa, mai copii, mai casă, mai se împotrivesc persoane, nu, se pun în calea ta și uite așa, trec ani și nu te bucuri de nimic, decât robot ești, mergi la muncă, vii acasă, mai am noroc că mai m-am luat și cu sala și un pic de mișcare și așa și mai e mai ok, dar vă spun eu, fraților, nu vă consumați banii nici într-o țară, consumați-vă banii în țara voastră, mergeți în țara voastră și folosiți-i cu persoanele dragi, faceți-vă acolo, dacă până la urmă pământul tot acasă ne cheamă și pe mine la fel, tot acasă mă cheamă și Doamne, bine ar fi lângă mama mea să o ajut să pun o ceapă sau să sepe un tenchi, un porumb și așa mai departe. Dar uite că aș lăsa tot în urmă și nu m-ar interesa nici viața. Aici cât de cât am nu duci lipsuri, vreau să zic, nu te gândești că n-ai bani să plătești factura care vine sau o asigurare de mașină sau asigurare de viață sau eu știu ce. Pentru că așa îi am, câștigi o leacă binișor. Nu poți să zici că extraordinar, că dacă ar fi extraordinar, toată lumea și-ar face palate, nu? Dar nu-i chiar așa de ușor. Și atunci vă spun eu, cheltuiți-vă banii în țara voastră. Pentru că, indiferent câți ani ai, eu nu știu oie cum s-au obișnuit care au îmbătrânit aici și au murit. Credeți-mă că eu nu mă văd să mor în altă țară decât în țara mea. Fiecare, poate că greșesc, poate că ăsta, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar pe mine mă cheamă pământul și mă cheamă țara mea și să stau acasă liniștită, să mănânc pensia acasă la mine. No. Să reluăm un pic cât zbor așa de la una la alta, noi așteptăm să se facă asta. Să știți că de la un moment dat nu se mai umblă în ea, se face o cruce. Uite așa, o cruce și nu se mai umblă cu lingura în ea, decât se scutură tigaia, uitați așa, se scutură. O las să meargă mai mult de 5 minute la foc tare și o să o las asta, pentru că am băgat mai multă apă, pentru aia am băgat mai multă apă, că nu vreau să o las la foc mediu, pentru că se termină mai repede așa, cum vă spun eu, la foc mare, știi? Și de-aia și-am băgat apă, având în vedere, știți foarte bine, când focul e tare și apa scade, nu? Și uitați, aburii, nu? Îs eliminați, nu? Din apa se evaporă. Cum zbor așa de la una la alta, să vă spun unde am, nu știu unde am rămas cu peștele, v-am spus, are o grămadă de minerale și de vitamine, conține micronutrienți care ajută la o bună funcționare a sistemului nervos, bineînțeles și toate grupele, v-am spus, toată gama din complexul B, complexul gamei B, și ajută la sistemul imunitar, nu? Sistemul nervos și muscular, reduce apariția bolilor de cancer, cancer de plămâni, stomac, gură, gât,
previne boala Alzheimer. Știți foarte bine că la bătrânețe o cam luăm razna că no, așa e sistemul nostru, nu? Imunitar mai scăzut, mai multe probleme, multe circuite care nu-și mai fac efectul și atunci ajungem să avem boala Alzheimer. No, păi, să știți că peștele ajută la prevenirea bolii, adică să nu o avem foarte repede, nu? Sau să nu avem deloc. Reduce inflamația articulațiilor. Un bun aliment pentru copii. De ce pentru copii? V-am mai spus și mai când am început video, nu? Că conține vitamina D și calciu. Știți foarte bine cât de important e calciul la copii. Uitați, acum, având în vedere că a scăzut un pic, punem și animalele astea, așa, le punem aici, să fiarbă, pentru că astea fierbe foarte repede și pentru aia le-am pus mai târziu, adică aproape de terminare. Așa. O să pregătesc și lămâia prima dată. Și farfurioara și lămâia mea. Și asta am vrut să vă spun, oameni buni, că de multe ori eu știu că e foarte greu să preferi un eu știu, preferi un salam, nu? Mai salamurile în general nu-s bune, nu? Decât să-ți iei, eu știu, sau să-ți faci acasă. Eu am văzut cum se face, de exemplu, pulpa de gâscă făcută afumată, în general sâmbătarii, nu? Care nu mănânc carne de porc. Să știți că e foarte bună, foarte, foarte bună. Eu am mâncat, credeți-mă că dacă ar fi să aleg între șunca de porc și șunca de gâscă sau de rață, să știți că aș alege șunca de gâscă sau de rață. E foarte, foarte bună și nu e chiar așa de grea, nu e chiar așa de greu de digerat. Pentru aia vă spun, sunt atâtea alternative. Acum asta o să-l întorc invers ca să se facă și pe partea asta. Să știți că se face foarte repede, nici nu se face, să știți că nu se prăjește foarte, nu se fierbe.